Fiți cu toții binecuvântați la încheierea legământului din capitolul 29 din Deuteronom. Ți-am pus înainte viața și moartea. Alege viața câtă vreme ți-o oferă Dumnezeu prin legământul Său. Legământul este un cadru pe care legiuitorul îl hotărăște, în baza căruia ne putem apropia de Dumnezeu. Și, practic, cu Dumnezeu avem viața, fără El am ales moartea. Și de aceea textul ne spune astăzi: Ți-am pus înainte viața și moartea, alege viața câte vreme ți-o oferă Dumnezeu prin legământul Său. Atunci când priviți călătoria noastră prin Deuteronom, am ajuns spre sfârșitul cărții, întoarcem paginile din ultima parte a cărții Deuteronom. În primele trei capitole am avut prologul istoric, capitolul 4 este un preambul pentru darea legii în capitolul 5. Apoi Dumnezeu, prin Moise, detaliază decalogul în stipulațiile legământului sau ale legii lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, cu toată puterea ta. Când e vorba de relația cu divinitatea, noi nu putem trăi fără ea, pentru că am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Dar minciuna lui a fost că am putea să-L înlocuim pe Dumnezeu. Fie cu noi înșine, fie cu alții, fie ne plecăm înaintea adevăratului Dumnezeu. Și apoi textul continuă cu iubirea aproape lui. respectă viața, demnitatea și bunurile. Noi suntem în secțiunea legată de implicațiile legământului. În capitolul 26 este un ritual care trebuia împlinit după ce vor ajunge în țară. În fiecare an trebuia să vii cu primele roade înaintea Domnului și să te reconectezi la istoria mântuirii tale. Tatăl meu era rameu, aproape de pieire, a coborât în Egipt cu puține, puțini și Dumnezeu i-a mulțit și astăzi mărturisesc credincioșia lui Dumnezeu. Sunt în țară și dovada sunt binecuvântările pe care mi le-ai dat. Apoi, în capitolul 27... Poporul, după ce va trece Iordanul, lucrul acesta se va întâmpla abia în cartea Iosua, ați auzit dumnezeu ca trecută, trebuiau să se împartă în două grupuri mari, două milioane de oameni, un milion pe o parte, un milion pe cealaltă parte, pe versanții muntelui Ebal și Garizim. Și de acolo s-au rostit bine binecuvântările și blestemele și tot poporul ca în dimineața asta trebuia să zică amin amin, după fiecare rostire a leviților în capitolul 28 avem 68 de versete, 14 binecuvântări și tot restul blesteme și ne întrebăm care-i rostul lor, dragii mei acolo se oglindește inima lui Dumnezeu, atât de mult dorește ca să ne ofere viața, încât se limitează la 14 versete legate de binecuvântări și foarte multe legate de blesteme ca să ne spună nu cumva, nu cumva, nu cumva să alegeți moartea în locul vieții. Uitați-vă ce vă așteaptă. Și apoi în capitolul în care am ajuns astăzi, practic Moise adună tot ce a spus până acum și încheie legământul cu poporul său. Uitați-vă cum începe versetul întâi. L-am rugat pe Manu să ia un microfon, să stea mai aproape de ecran unde ochii mei nu văd. Dar iată cuvintele legământului pe care au poruncit Domnului Moise ca să-l încheie cu copiii lui Israel în țara Moabului, da? Afară de legământul pe care Dumnezeu îl încheiase cu ei în Egipt. Practic, au trecut 40 de ani de călătorie în pustie, părinților au murit cu toții, afară de Iosua și Caleb, pentru că au nesocotit pe Domnul, au călcat legământul, s-au răzvrătit împotriva, împotriva lui. Și acum renoiește Dumnezeu legământul cu copiii lui, dar este același legământ. Legământul din Exod, capitolul 19 și 20. Dragii mei, noi nu aparținem vechiului legământ. Cu alte cuvinte, vechiul legământ avea un termen de valabilitate, este expirat. Noi venim din nou legământ și atunci te mă întreb, ce aș putea învăța din vechiul legământ? Vechiul legământ avea aspecte materiale. Era un cort al întâlnirii sau un templu, era un mare preot, erau jertfe, curățiri, sărbători. Te puteai raporta, le puteai pipăi, puteai trăi aceste lucruri. Noul legământ pare mult mai spiritual, parcă nu-l vedem, parcă e în aer, pe undeva. Și de aceea ne este mai greu să ne raportăm la lucruri care nu se văd. Și Dumnezeu ne-a lăsat lucrurile care se văd ca prin comparație să învățăm despre legământul nostru, despre cum anume ar trebui să trăiesc eu în relație cu Dumnezeu astăzi. Practic, pe mine mă interesează contextul în care m-a așezat Dumnezeu. Și aș vrea să fac și eu, ce le-a spus Dumnezeul lor, să aleg viața câtă vreme Dumnezeu mi oferă viața prin legământul său. Dar vechiul testament și vechiul legământ are spuneam o anumită imperfecțiune, zădărnicie, neputință și de aceea Vechiul Testament are limite clare. Dacă nu știi să tragi granița între Vechiul și Noul și începi să le amesteci, le pierzi și pe una și pe celălalt. Nu puteți sluji la doi stăpâni, nu putem trăi în două legăminte și de aceea trebuie să alegem pe cel care e valabil astăzi. Și practica să-l alegem am vrea să învățăm din ceea ce ne spune Dumnezeu în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ. Uitați-vă cum subliniază autorul epistolei către evrei, evrei această limitare a Vechiului Legământ, capitolul 9, versetele 7 la 12. Acesta este cortul întâlnirii, spuneam că asta este avantajul citirii Vechiului Testament, pentru că tu ești într-un mediu în care poți vedea pipăii, poți, poți te rap raportezi la realități materiale. Intrai în cortul întâlnirii, de dai de altar, apoi de ligian și era cortul propriu zis, cu cele două compartimente, Sfânta și Sfânta Sfintelor. După ce în capitolul 9 descrie obiectele din Sfânta, autorul se mută în Sfânta Sfintelor și ne spune că dar acolo intra doar Marele Preot o dată pe an și nu fără sânge, pe care l-a atât pentru sine, și casa Lui, cât și pentru păcatele săvârșite din neștiință ale poporului Lui Dumnezeu. Dar uitați-vă, vă rog, la ceea ce urmează. Prin aceasta, Duhul, Duhul avea un mesaj pentru ei și pentru noi. Duhul ne vorbea despre faptul că drumul spre casă nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Observați zădărnicia sau neputința dacă vreți, limitele vechiului legământ. Duhul spunea că drumul spre casă nu era încă deschis câtă vreme în picioare, în picioare cortul din tăi. din dinăuntru, nu putea fi trecută decât de marele prot la invitația lui Dumnezeu. Nadab și Abihu, copiii lui, au încercat și au ars de foc în prezența Domnului. Și de aceea, dragii mei, vechiul legământ are o anumită limitare, zădărnicie. Vesetul nou continuă. Mulțumesc, Manu. Aceasta era o asemănare pentru premurile de acum, când se aduc daruri și jerfe. Care? nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Care e desăvârșirea cerută de cugetul nostru? Nu cred că e vorba de să fiu sfânt în mine însumi, ci e un gol în mine. M-a creat Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui și acolo în grădina Edenului, în răcoarea zilei, povesteam cu Creatorul meu. Dragii mei, desăvârșirea cerută de cugetul nostru este când va veni vremea să mă întorc acasă. Să stau de vorbă cu Creatorul meu, să mă oglindesc în chipul Lui, chipul Lui să umple, chipul Lui din mine, da? Prezența Lui să umple, chipul Lui din mine. Aceasta este desăvârșirea cerută de cugetul omului, alungat din prezența Lui Dumnezeu. Versetul 10. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Acum înțeleg. Vechiul legământ este dat cu un termen de valabilitate. E ca orice cutie de medicamente pe care aveți în mână. Te uiți la valabilitatea sau când anume expiră medicamentul respectiv. Vreau să vă spun că Dumnezeu a pus un termen de expirare la vechiul legământ, la acest cadru legal care permitea Israelitului să se apropie de Dumnezeu. Și dacă termenul a expirat, întrebarea este ce a rămas pentru noi, ce vi urmează după aceea. Capitolul 7, versetele 18 și 19. Astfel, pe de-o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei Citiți cu voce tare textul Toată Biserica. Astfel, se desfințează o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei. Dragii mei, este inutil să apelezi la lucruri neputincioase și zadarnice când e vorba de cel mai scump lucru de care ai nevoie. Și atunci încerci să apelezi la lucruri care te ajute, care sunt valabile, care fac ceva pentru tine. Observați, vechiul legământ era neputincios și zadarnic. Da? Și? Căci legea n-a făcut nimic de săvârșit. Și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună. Prin care ne apropiem de Dumnezeu. Se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Câte vreme stăm în picioare cortul din tâi, Duhul spunea că drumul spre casă nu este încă deschis. Nu ne putem întoarce. Golul rămâne. Dorința rămâne. Dar nu putem împlini. Și de aceea, Dumnezeu a gândit un nou legământ care să facă posibilă intrarea noastră în prezența lui Dumnezeu. Dar ce era vechiul legământ? Când Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe munte, arată planurile cortului întâlnirii și spune să faci totul după chipul care ți s-a arătat pe munte. Imaginați-vă, Dumnezeu este lumină, el nu este întuneric. Și în prezența lui era eternul său fiu. Și lumina care este Dumnezeu s-a proiectat pe Hristos pregătit pentru junghiere și umbra lui a fost aruncată pe pământ sub forma cadrului întreg al vechiului legământ. Dar trupul, realitatea, trebuia să vină la împlinirea vremii când Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Cu alte cuvinte, vechiul legământ expirat este înlocuit din pricina neputinței și zădărniciei ei cu un nou legământ cu o nădejde mai bună prin care să ne apropiem de Dumnezeu, să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Dar spuneam că, da, noi nu suntem sub jurisdicția vechiului legământ și a legilor lui, dar cum să înțelegem realitatea aceasta spirituală în care noi ne aflăm, numit noul legământ? Hristos a murit, a înviat, sunt realități istorice, obiective, dar 40 de zile mai târziu s-a înălțat la cer și a venit Duhul pe care nu-l poți pipăi. Nu poți explica nici nașterea din nou, nu putem înțelege o mulțime de lucruri. Cum arată acest nou legământ care ne scapă printre degete? Dragii mei, aici este importantă comparația celor două legăminte. De aceea Dumnezeu ne-a lăsat o scriptură, Vechiul și Noul Testament împreună. Vechiul Testament este partea nevăzută a izbergului. Noul Testament este realitatea în care noi trăim. Dar înțelegerea lucrurilor din Vechiul Testament clarifică pentru noi lucrurile din Noul Testament. Pavel spune în capitolul 2, versetul 17 din Coloseni, Vechiul legământ este umbra lucrurilor viitoare, trupul este Hristos, umbra. Acum, atunci când un trup aruncă o umbră, deși umbra nu-i trupul și trupul nu-i umbra, trebuie să există o realitate între umbră și trup, nu-i așa? Între umbră și trup, între trup și umbră, umbră, trebuie să existe o relație. Și tocmai această relație aș vrea să urmărim împreună în textul nostru. Dar ce îmi dă dreptul să fac această comparație? Lăsați-mi voie să las pe Pavel să ne răspunde la întrebare. În capitolul 3, versetele 15 la 17. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Care sunt Sfintele Scripturi despre care vorbește Pavel? În Vechiul Testament legământul din tâi. Și el spune, dacă Duhul lui Dumnezeu te luminează în vechiul legământ, descoperi într-un fel noul legământ. Pentru că vechiul legământ este doar umbra așteptând împlinirea prin venirea trupului. Din pruncie cunosc Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuirea prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să drepte, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Omului Dumnezeu să fie desăvârșit în sensul în care, intrând în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu coborând în el, poate trăi o viață care să-L îmbucure pe Dumnezeu să slujească celor din jur. Cu alte cuvinte, este important să cunoști Vechiul Testament, dar numai dacă își împlinește menirea de a arunca lumina asupra Noului Testament, asupra Noului Legământ. Și asta am vrea să facem în această dimineață. Să luăm textul nostru din capitolul 29 și să vedem împlinirea principiilor pe care le descoperim în text în Noul Testament, în Noul Legământ. Deuteronom, capitolul 29. Primele nouă versete vin și ne atrag atenția asupra faptului că legământul este încheiat în baza dovezilor credincioșiei lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, lucrurile nu încep cu noi, n-au început cu Israelul, au început cu Dumnezeu, cu actele mântuirii lui. Legământul este încheiat întotdeauna. Mai întâi prin faptul că suzeranul, legiuitorul, cel care ne cheamă în legământ și-a demonstrat îndurarea, bunătatea, credincioșia, bunăvoința față de poporul său. Ce face Moise? În versetele 2 la 8 din capitolul 29 adună într-un fel primele trei capitole. Începe în Egipt. Ați văzut ce a făcut Dumnezeu egiptenilor, lui Faraon? oștilor lui, pe urmă ați văzut cum v-a călăuzit în pustie 40 de ani, haina nu ți s-a învechit, picioarele nu ți s-au umflat, încălțămintele în picioare nu ți s-au stricat. E incredibil, 40 de ani, să n-ai tu prăvălii în care să-ți cumperi haine, să-ți cumperi încălțăminte și toate aceste lucruri să reziste prin cuvântul lui Dumnezeu, Ați văzut ce a făcut lui Sion și Og și cum două seminții și jumătate sunt deja în boștenirea lor. Ce altceva va putea să le demonstreze Dumnezeu despre bunăvoința lui, despre dorința lui de a-i binecuvânta? Observați, mai întâi sunt prezentate dovezile credincioșiei Suzeranului. Dar să fie oare lucrul acesta adevărat și pentru noi, în nou legământ? În 1 Ian, capitolul 4, versetul 19, ni se spune că noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Cu ce au început lucrurile? Cu iubirea noastră? Nu, cu iubirea Lui. El și-a revărsat iubirea Lui peste noi și de aceea noi răspundem cu iubire la iubirea Lui, cu credincioșie la a Lui. Iar în Roman, capitolul 5, versetul 8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși. Adică rupți, despărțiți de Dumnezeu, împotrivitor lui Dumnezeu, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Observați, totul începe și în vechiul și în noul cu răscumpărarea lui Dumnezeu, pe care nu o merităm, pe care nu o merităm în niciun fel. Nu merităm nicio suflare din viața noastră, dragii mei. Toate sunt harul, darul lui Dumnezeu. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Sau ascultați-l pe Pavel, cum își începe epistola către Corosen. El, Dumnezeu, ne i izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. După bogățiile Harului Său. A credincioșiei Lui, a dovezilor iubirii Lui față de noi. Da, legământul este bazat pe dovezile credincioșiei lui Dumnezeu. Dar, dragi mei, credincioșia lui Dumnezeu obligă. Credincioșia lui Dumnezeu obligă. Și uitați-vă la versetul 9 din capitolul 29. Să păziți, dar, cuvintele legământului acestuia și să le împliniți ca să izbutiți în tot ce veți face. Să păziți, dar, deci, în concluzie, ca răspuns, exact cum scrie Pavel epistola către romani. După ce în 11 capitole el vine și vorbește despre îndurarea lui Dumnezeu în Hristos, când intră în partea aplicativă, zice, aduceți trupurile voastre ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu. Să păziți dar legile și poruncile acestea ca să izbutiți în tot ce veți face. Atunci când Domnul Iisus umbla pe pământ, se adresează contemporanilor săi în Luca 6 cu 46. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Sau în Iacov 1 cu 25, dar cine și va dânci privirile în legea desăvârșită și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui, spune Iacov. Într-adevăr, legământul și pentru ei și pentru noi este bazat pe dovezile credincioșiei lui Dumnezeu. Dar de ce a încheiat Dumnezeu legământul cu ei și de ce îl încheie cu noi? În vederea preoției, în vederea preoției. Versetele 10 la 13. Astăzi stați înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi toți, căpetenile seminților, bătrânii, mai mari oștirii, bărbații din Israel, nevestele, copiii, străinul. Imaginați-vă scena, suntem la încheierea legământului unul nu putea sta acasă, nici plecat în călătorie. Toți trebuiau să fie acolo. De la căpetenile, bătrânii, căpetenile oștirii, dragii mei, bărbați, femei, copii, străini, străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel ce taie lemne până la cel ce scoate apă, da? De la cel ce taie lemne până la cel ce scoate apă. Nimeni nu putea lipsi. De ce? Legământul era în vederea preoției. Când Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului, le-a spus, ați văzut ce am făcut Egiptului? Cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine acum? Dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei. Căci tot pământul este al meu, veți fi o împărăție de preoți. Observați Poporul lui Dumnezeu este chemat la preoție, la a-l reprezenta, la a-l învedera pe Dumnezeu. Și învederarea lui Dumnezeu pentru Israel depindea de relațiile dintre ei. De aceea nimeni nu putea lipsi de acolo. De la străin, de la vlădică, la opincă. Toți trebuiau să fie prezenți la încheierea legământului și trebuia să încarce cu responsabilitățile legământului. Versetul 12. Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ și pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta. Ca să te facă astăzi poporului și el să fie Dumnezeul tău. Ca să te facă astăzi poporul lui și el să fie Dumnezeul tău. Întrebarea este, bine, bine, Doamne, am intrat în relație cu tine, suntem poporul tău. Suntem poporul tău ca să ne să ne cauți în coarne, să ne împlinești mofturile, dorințele? Nu! Eu v-am creat pe slava mea. Noi suntem în slujba Domnului. Poporul Domnului este în slujba Domnului. Domnul de puterea necesară pentru a-ți împlini menirea, mandatul, preoția, dar nu putem încurca lucrurile. Nu El este în slujba noastră, nu El a fost creat spre slava noastră, ci noi spre slava Lui. Cu alte cuvinte, legământul se încheie în vederea preoției, în vederea preoției. Un legământ în vederea preoției. Oare să fie adevărat și pentru noi lucrul acesta? Cu siguranță. Și observați cum se oglindește Noul Testament în Vechiul Testament, Noul Legământ în Vechiul Legământ. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție sfântă, un neam, da, o preoție împărătească, un neam ales, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Deci noi suntem poporul lui cum ei erau poporul lui Dumnezeu. El este Dumnezeul nostru cum Dumnezeu era Dumnezeul lor. Citiți-vă rog Apocalipsa 21, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Noi suntem ai Lui, El este al nostru. Dar de ce ne ales? De ce suntem în vechiul legământ, în noul legământ, nu în vechiul legământ, dragii mei? Cu aceeași misiune, ca să-L învederăm pe Dumnezeu, să fim purtători de Dumnezeu prin societatea în care ne-a așezat Dumnezeu. Și versetele 11 și 12 ne spune că pentru asta, există o responsabilitate, o responsabilitate comunitară pentru preoția noastră, pentru că relațiile dintre noi îl învederează pe Dumnezeu, relația dintre mine și soția mea, dintre mine și copiii și nepoții mei. Dragii mei, noi putem să-L reprezentăm pe diavolul sau să-L reprezentăm pe Dumnezeu în funcție de relațiile dintre noi. Versetul 11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu la vremea cercetării. Da? Să slăvească pe Dumnezeu. Noi suntem aici ca un popor de preoți, ca preoți în mijlocul acestei societăți să-l învederăm pe Dumnezeu. Așadar, legământul este în vederea preoției, este în vederea preoției. Dar, pe de altă parte, textul ne spune că legământul ne încarcă cu o responsabilitate. O responsabilitate. Știți de ce? Pentru că legământul în care am intrat, în care ne-am invitat Dumnezeu, nu e doar pentru noi, e și pentru copiii noștri, și pentru nepoții noștri, și pentru cei care vor veni generații mai târziu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a deschis o ușă largă, un cadru în care să încăpem nu doar noi, ci să nu uităm că trebuie să transmitem mai departe lucrurile acesta, să invităm și pe alții în contextul noului legământ. Versetul 14. Nu numai cu voi încheie legământul acesta, încheiat cu jurământ. Adică nu numai cu voi care sunteți de față acum înaintea Domnului, aici în prezența mea, strigă Moise, ci și cu cei care nu sunt de față aici cu noi. Oare să fie adevărat lucrul acesta, nu doar pentru ei, ci și pentru noi? Dragii mei, când am început cartea de Uteronom în Marele Șema, Dumnezeu a spus poporului prin Moise, Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este singurul Domn să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima, tot sufletul, toată puterea ta și poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și observați, din generație în generație lucrurile trebuie transmise mai departe. Darul nu ne-a fost dat nouă doar, ci trebuie să îl împărțim cu alții, să chemăm pe alții. Să fie oare lucrul acesta adevărat și în Noul Testament? Atunci când Petru termină predica în ziua de Rusalii, poporul strigă disperat pentru că degetul lui Dumnezeu i-a strivit de perete. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dar ascultați versetul următor. Darul Sfântului Duh este întoarcerea în paradisul pierdut. Relegarea relației cu Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl Fiul, prin Duhul Sfânt, fiind să locuiască în noi, devenim un templu al Duhului Sfânt, un templu al Lui Dumnezeu. Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei pe care îi va chema Domnul, în oricât de mare număr vor fi ei. Observați, cadrul noului legământ se deschide pentru generațiile viitoare. Dragii mei, și aici este una din provocările pe care ni le face Dumnezeu. Unde doresc să-mi cresc copiii sau să-i văd pe copii? În iad sau în rai? Ce stupidă întrebare! Care dintre noi am împinge în focul genei? Dar nu asta este întrebarea reală. Unde îmi cresc copiii? În rai sau în iad? Cum arată relația între mine și soția mea? Orice iuțime, orice strigare, orice răutate, orice fel de clevetire să piară din mijlocul vostru. Cât de mult mă străduiesc eu ca părinte să dezbrac omul vechi, să omor mădularele care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lecomia care este o închinare la indori, vrășmășia, mânia, minciuna, toate acestea trebuie să dezbrăcate. Cât mă văd copiii luptându-mă cu omul vechi pe care îl port în carne aceasta. Și cât de mult simt copiii că am pornit pe scara devenirii cristice, în durare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare, pace. Nu unde îmi doresc copii, unde îmi cresc copiii. Ce fac pentru ei? Cât mă pocăiesc înaintea lor? De câte ori îmi cer iertare de la ei? Asta este marea întrebare. Noi vorbim despre misiunea bisericii, despre bătălia pastoral misionară a bisericii pe care ne-a dat-o Hristos prin Evanghelia după Matei. Atunci când ne-a spus toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și pe urmă urmează o, o poruncă, duceți-vă sau ducându-vă, faceți ucenici. Să fim și să facem ucenici asemenea lui, contribuind la cunoașterea lui și încurajându-ne la ascultare de el dragii mei, dacă legământul nu-i doar pentru mine, ci și pentru copiii mei, întrebarea este, cât mă interesează pe mine noul legământ, atâta voi transmite copiilor mei din el. Și vreau să vă spun, nu ne putem culca pe ureche, pentru că bătăliile sunt imense în jurul lor și asta le vedeți în casele voastre. Și atunci întrebarea rămâne, Oare realmente cred în misiunea pe care Hristos mi-a dat-o, plătind-o cu însuși viața Lui? Să fiu mai întâi, pentru că nu pot face ceea ce nu sunt. Să fiu și să fac ucenici asemenea Lui, crescând în cunoașterea Lui Hristos și încurajându-ne în ascultarea, în ascultarea de El. Pavel este părintele spiritual al lui Timotei, copilul meu prea iubit, așa îl numește. Copilul meu prea iubit. Uitați-vă la sfatul pe care îl dă. Și sfatul acesta s-ar potrivi fiecărui părinte în zilele noastre și fiecărui bunic. Pentru că Pavel vorbește ce puțin de patru generații. Ca și cum ar spune, nu lăsa să se oprească procesul. Transmite-l mai departe. Nu sta în calea a ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze pe pământ. Capitolul Doi, primele patru versete. Tu, dar copilul meu, da? Tu, dar copilul meu, întărește-te în Harul care este în Hristos Iisus. Și ce -ai auzit de la mine, notați-vă, rog, generațiile, ce auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Pavel, Timotei, oameni de încredere, alții. Dragii mei, ce mi-au dat părinții mei Oare pot păstra doar pentru mine sau trebuie să dau mai departe copiilor mei? Poate formele s-au schimbat, dar miezul rămâne. Hristos nu este altul, este același. Împărăția lui Dumnezeu, principiile lui sunt exact aceleași. Indiferent pe ce limbă le spui, spune-le, da? spune -le. Și gândește-te că într-o bună zi ei vor fi părinți și vor da la copiilor și tu vei fi stră, 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 bunic și împărăția lui Dumnezeu va continua. Legământul este încheiat nu doar cu noi, cei care suntem de față, ci și cu generațiile care vor veni. Și lucrul acesta este adevărat, dragii mei, și pentru noi și pentru ei. Suferă împreună cu bine ca un bun ostaș al lui Hristos. Citiți cu voce tare. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă celui ce l-a scris la oaste. O, de ce m-a scris Dumnezeu la oaste? să am o slujbă mai bună, să am o casă mai mare, să am mașini mai performante, să am telefoane de ultimă generație și să dau copiilor mei tot ce e mai bun și ce e mai la... de dorit astăzi? Nu, dragii mei. Am fost înscriși la oaste ca să fim și să facem ai lui Hristos, crescând în cunoașterea lui și încurajându-ne la ascultarea de el. Nu asta trebuie să fie prima și cea mai importantă preocupare a noastră? A, dar e complicat să vii la biserică, să duci la școala dumnecală, să-ți completezi caietul. Ce teme și la biserică? Dragii mei, faceți ele celelalte și veți plânge mai târziu. Veți plânge mai târziu. Noi ca părinți suntem responsabili pentru copiii noștri. Pavel n-a stat cu mâinile încrucișate și i-a spus lui Timotei, l-a luat cu el, a făcut din el un ucenic și a zis, nu te opri, fă și tu la fel ce ai învățat de la mine. Și în felul acesta, legământul nu este doar pentru noi, ci și pentru copiii și nepoții noștri. Dar legământul este, în vederea preoției, este și pentru generațiile viitoare, deci. Dar mai mult, legământul ne încarcă pe fiecare în parte cu responsabilitate. Este, ne vizează pe fiecare în parte. Versetele 18 în jos. Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție. Notați, vă rog, nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție. Cu alte cuvinte, nu mă pot ascunde în mijlocul mulțimii, ca și cum zici, ah, biserica, biserica suntem noi. Nu, nu, biserica ești tu, sunt eu, Soția mea, copiii mei, fiecare dintre noi în parte. Să nu fie dintre voi nici. Ori în mulțimile care. Noi formăm biserica mea, ales Dumnezeu că dimineața, cine știe cine, cine e. Dar aici nu e vorba despre ce știu eu despre tine sau tu despre mine. Totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. Și atunci responsabilitatea cade pe umărul fiecăruia dintre noi. Cel puțin așa este în vechiul legământ. A căror inimă să se abată astăzi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească Dumnezeilor, neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pe lin. Nici o rădăcină, da? Cine poate fi rădăcina? Noi suntem agenții morali în Univers. Rădăcinele nu pot fi scaunele, dragii mei, nu pot fi nici balcoanele, indiferent cât bani băgăm în ele. Rădăcinele ești tu și eu, care să ducă o travă și pe lin. Pe lin. Dar observați, este o rădăcină. O rădăcină nu se vede. Nimeni nu o bagă în seamă până când începe să lucreze, dragii mei. Și o travă și pelinul de multe ori sunt strecurate pe sub ușă. Nici nu bagi de seamă. Nu suntem atenți. Și atunci nu numai te pomenești cu toate biserica dusă în extreme, dragii mei. Să nu fie nimeni între voi, nici o rădăcină care să aducă o travă și Pelin, parcă vă sună cuvintele lui Pavel din Evrei în ureche și vom vedea ce spune el. Versetul 19. Nimeni care după ce a auzit cuvintele legământului acestui a încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică voi avea pacea, chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga pe ție sete, Voi avea pacea. Dar cum poți ajunge într-o astfel de situație? O oh, foarte simplu, dragii mei. Foarte simplu. În loc să citești Biblia cu atenție și să iei serios fiecare verset, scoți din Biblie doar ce-ți place. Îți crezi cutiile tale teologice. Și pe urmă stai liniștit în ele. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Eu zic, amin, așa este, dacă știi exact când e odată. O Biblia mea spune că odată e la sfârșitul drumului, nu la începutul drumului. Dar e incomod să crezi lucrul acesta, pentru că pe parcursul drumului ai toate bătăliile și toate pericolele. Și atunci e mai ușor să accepți o teologie care îți doarme conștiința și care te face să te simți bine. Oh, noi scoatem draci în nume, noi facem minuni, noi prorocim în nume. Nimeni dintre voi care să zică că voi avea pace și dacă voi adăuga beția la sete. Nu, nu, nu. Nu, dragii mei, ai pace doar dacă ești în ascultare de Dumnezeu. Și de aceea rădăcinile pot picura o travă și pe lin, foarte ușor în viața mea, între noi, în familia mea. Versetul 20, pe acela Domnul nu va ierta. Ce atunci mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Acum toți murim, numele noastre se va șterge de sub ceruri. Dar care să fie implicațiile? Gândiți-vă la textul care l-am citit. Toate blestemurile sau blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el. Uitați-vă la versetele 15 la 68 din capitolul precedent, din 28. Și veți vedea că e un proces întreg. Sau deschideți, vă rog, în Levitic 26. Când Dumnezeu vorbește despre blesteme, blestemele sunt funia dragostei lui Dumnezeu prin care ar încerca să te tragă înapoi în relație cu El, în legământ. Iar dacă refuz, El amplifică blestemul de șapte ori mai mult. 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 De ce nu destivește Dumnezeu deodată să-ți dea harul pocăinței? Să te cheme înapoi, da? Să te cheme înapoi în legământ. Și de aceea, când îți șterge numele de sub ceruri, tu ești la sfârșitul harului, ai epuizat toate ofertele mântuirii lui Dumnezeu. Versetul 21. Domnul îl va despărți spre peirea lui din toate semințiile lui Israel. Cu alte cuvinte, ești nu de sub ceruri, ci rupt complet de poporul lui Dumnezeu. Și asta nu poate fi decât păcatul cu voia, pentru care nu există iertare, dragii mei. Cei care au pierit în pustie, au pierit în pustie pentru că au refuzat de 10 ori până acum, spune Domnul. Au refuzat toate ofertele mântuirii lui Dumnezeu. Ți-am pus înainte viața și moartea. Alege viața câtă vreme Dumnezeu ți-o oferă prin legământul său. Dar când el retrage într-un fel și zice destul, ce te faci atunci? Atunci te așteaptă despărțirea veșnică finală de Dumnezeu și îi va da, adăuga și va face după toate blestemele legământului scris în această carte a legii. În această carte a legii. Responsabilitatea legământului ne vizează pe fiecare. Și pe mine, și pe tine, și pe părinte, și pe copil. Și de aceea, la încheierea legământului erau absolut toți, inclusiv străinul care scoate apă și taie lemne. Toți. Nimeni nu putea lipsi. Bărbați, femei, copii, lideri, toți. Toți suntem într-un fel în legământ și în ziua de astăzi este exact la fel. Citiți, vă rog, doar Efesen și Coloseni. Și vedeți că atunci când intră în partea aplicativă a cărții, începe cu supuneți-vă unii altor în frica lui Hristos, după care continuă bărbații, nevestelor, bărbaților, copii, părinți, rob stăpânii. Toți, dragii mei, în legământul lui Dumnezeu, Niciunul dintre noi nu este scutit de această responsabilitate pe care Dumnezeu pune pe umerii noștri a fiecăruia. Să fie oare adevărat și noul legământ? Cu siguranță. Evrei capitolul 12, versetele 13 la 15. Croiți cără drepte cu picioarele voastre, pentru că cel ce-și să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și ascultați acum ecourile textului pe care nu l-am citit cu rădăcinile care aduc o travă și pe lin. Luați bine seama ca niciunul din voi să nu se abate de la Harul lui Dumnezeu, ca nu cumva să dea răstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Să nu fie între voi nimeni ca e sau care l-a vândut pe Dumnezeu și dreptul lui de întinescut pentru oblit de linte, pentru lucrurile materiale. Să nu fie dintre voi, că știm cine este Dumnezeu și ce se întâmplă când cazi în mâinile Lui. Cu alte cuvinte și noul legământ, lucrurile sunt la fel de adevărate. Dar textul se încheie cu o atenționare foarte solemnă. Necredincioșia nerezolvată la vreme are consecințe eterne. Când Dumnezeu te separă de poporul său, te tai afară, dragii mei, nu este loc de întors. Și de aceea, câtă vreme suntem în viață, astăzi lucrurile trebuie să rezolvate. Necredincioșia nerezolvată la vreme are consecințe sau poate avea consecințe eterne. Textul nostru vorbește despre pedepse ca la surparea Sodomei și a Gomorei, a Admei și a ceboimului. Wow! Astea sunt expresiile din text. Pedepse ca la surparea Sodomei, cu alte cuvinte, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Și atunci nu rămâne loc de întors. Acolo au pierit ginerii și fetele lui, lote dragii mei și nevastă sa, într-un stil de sare, la surparea Sodomei a gomorei, admei și a țebăimului. Și când pedepsele acestea vor veni peste țară, atunci toate neamurile vor zice. Pentru ce a făcut Domnul astfel țării acestea? Pentru ce această mânie a prins această mare urgie? Și li se va răspunde, pentru că au părăsit legământul. Încheiat cu ei de Domnul Dumnezeul părinților lor când i-a scos din țara Egiptului pentru că s-au dus să slujească altor Dumnezei și să se închine înaintea lor. De aceea s-a aprins Domnul de mânie împotriva acestei țări și a adus peste ea toate blestemele scrise în cartea aceasta. Domnul i-a smuls din țara lor cu mânie, curgie, comare cu iuțime și a aruncat într-o altă țară cum se vede azi. Domnul i-a smuls și i a aruncat într-o altă țară cum se vede astăzi. Ce interesant. se vorbește despre trecut ca și cum ar fi prezent. Și vorbește despre viitor ca și cum ar fi prezent. Observați, erau în fața Iordanului, gata să intre în țară. Dar binecuvântările și blestemele pe care le-a rostit vizează toată relația lor cu Dumnezeu. Și când te-ai lepădat de Domnul, dragii indiferent în ce spațiu intri, este ca și o gheață pe care aluneci până la sfârșit. Și dacă prin ascultare intri în spațiul binecuvântărilor, ele pot fi imediate, mesianice, scatologice. Dar dacă ai intrat în spațiul neascultării, al blestemelor, ele pot fi imediate, anticristice sau escatologice. Și textul vine și spune, „iar aruncat într-o altă țară, cum se vede astăzi. Neascultarea de Dumnezeu sau necredincioșia nerezolvate la vreme poate avea consecințe eterne. Să fie adevărat și pentru noi? Uitați-vă la cuvintele Domnului Sus din Predica de pe munte, capitolul 7, vestele 21 la 24. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău și n-am scos noi draci în numele Tău. Atunci le voi spune curat, depărtați-vă de la mine voi toți cei care lucrați fără de legea. Depărtați-vă de la mine. Unde să ne depărtăm? În focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Nu e scris în cartea vieții și în cartea vieții nu ajungi prin ritualurile religioase și prin minunile care le faci, dragii mei, ci prin ascultarea de Dumnezeu a iubi pe Dumnezeu înseamnă ascultate Dumnezeu. Să auzi din partea judecătorului, acolo unde nu mai este loc de întors, depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Sau uitați-vă ce spus, scrie Pavel lui Timotei, copilul lui prea iubit, capitolul 2 din 2 Timotei, versetele 12 și 13. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos, da? Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Și a se lepăda de noi înseamnă să fim tăiați afară din poporul lui Dumnezeu pentru totdeauna. Dacă noi suntem necredincioși totul și El rămâne credincios că nu te, se poate tăgădui singur, Nu no, ne place să cităm doar versetul 13. Dragii mei, Dumnezeu este credincios față de sine și de, față de promisiunile Lui. Planurile Lui se vor finaliza cu tine sau fără tine, cu mine sau fără mine. Și de aceea, dacă răbdăm, vom împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Sau știți textul acela grozav și greu din Evrei, capitolul 10, versetele 28 la 31? Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bat jocori pe Duhul Harului. Asta înseamnă să de Hristos. Știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său, grozav lucruri să se cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Vă întreb, Există o corespondență între vechiul și noul? Cu siguranță. Noul legământ oferă mult mai mult decât ne-ar fi putut oferi vechiul legământ. Pentru că este neputincios și zadarnic. Dar odată cu înmulțirea harului vine și înmulțirea responsabilității. Toate principiile care le deducem din vechiul legământ sunt reale, dragii mei, și amplificate în noul legământ în nou legământ, pentru că binecuvântarea este imensă. Noi devenim purtători ai lui Dumnezeu, primiți în brațele, în brațele lui Dumnezeu. Dați-mi voie să trag concluziile. Aduceți-vă aminte de pașii pe care am făcut. În primul rând ne-am oprit lângă limitele Vechiului Testament și nevoia înlocuirii Lui. Și ăsta este unul din lucrurile confuze în zilele noastre, dragii mei, și de aceea cărăm cu noi din Vechiul Testament tot fel de lucruri. Noi învățăm din Vechiul Testament, dar nu suntem în contextul legământului din tăi. Noi trăim în noul legământ și Dumnezeu a schimbat absolut totul. Există o corespondență între cele cinci puncte ale legământului. Observați, vechiul este doar o umbră, dar când a venit trupul, noi nu mai suntem sub umbra aceasta, ci noi acum avem un nou legământ, o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Dar între cele două legăminte există relații. Și eu învăț, citind Vechiul Testament, ca să înțeleg mai bine principiile din Noul Testament. Vechiul este umbra bunurilor viitoare. Trupul care a aruncat umbra pe pământ este a lui Hristos, dragii mei. Tot vechiul legământ este o prefigurare a Domnului nostru Isus Hristos. Și am văzut câteva principii pe care le-am dedus din text. În primul rând, legământul este încheiat în baza dovezilor credincioșiei lui Dumnezeu. Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi, dar credincioșia, bunătatea, actele mântuirii ne obligă. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Nu uitați, nu cine zice Doamne, Doamne, ceea ce face voia Tatălui va intra în împărăția lui Dumnezeu. Un al doilea principiu din versetele 10 la 13, legământul este încheiat în vederea preoției. Suntem poporul lui Dumnezeu ca să-L reprezentăm pe Dumnezeu, să fim și să facem o asemenea lui Hristos. Și asta ne încarcă pe noi ca biserică, ca o comunitate, cu o responsabilitate comunitară. Contează, dragii mei, relațiile dintre noi, felul în care noi ne raportăm unii la alții. Oare ce a spus Domnul Isus Hristos în Ioan, capitolul 13, versetele 34-35? Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Observați, relațiile dintre noi sunt impactul misionar al bisericii. Când cineva intră în casa ta să simte că e o altă atmosferă decât într-o casă a unui care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Copiii noștri, ar trebui să fie altfel decât ceilalți copii la școală, la grădiniță, oriunde se duc. Învățătoarele, când stau de vorbă cu tine, trebuie să spună ceva altfel în casa dumneavoastră, copilul dumneavoastră. Ei, asta e responsabilitatea noastră. De ce? Pentru că este un popor, da? Un popor, un neam ales. Dumnezeu ne-a câștigat să fim mai lui, să vestim puterile minunate a celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe de altă parte, nu mă pot ascunde în mulțime, eu sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu și înaintea fraților mei de propria mea viață. Viața mea contează și asta mă încarcă cu o responsabilitate personală. Citiți-vă rog capitolul 5 din 1 Corinteni. Aud că între voi este curvie cum nici la păgând nu se pomenește și voi v-ați lăudat în loc să vă întristați. Pavel zice, dați-l pe mâna satanei, nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Cum adică? Un curvar printre noi strică lucrurile? O, oh, da. Copiii tăi vor fi infectați de același păcat. Eu și cu tine. Pentru că Scriptura spune, ridicați-l cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți să nu fii spirit și tu. Este o responsabilitate personală. Eu sunt chemat să trăiesc în prezența lui Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu. Și apoi versetele ultime din text, necredincioșia poate avea consecințe fatale, veșnice, dacă nu este rezolvată la vreme, pentru că păcatul minte fășoare și împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă te desparte de Dumnezeul cel viu. Dar am lăsat ultimul verset de încheiere. E un verset ciudat când citești la prima vedere, nici nu știi ce să faci cu el. Dar versetul acesta ne este lăsat, dragii mei, ca o atenționare. Da, Dumnezeu ne-a invitat în familia Lui, ne-a înfiat. În zilele noastre nu se știe diferența între părinți și copii, pentru că respectul pentru părinte și cinstirea părintelor a cam dispărut. Și copiii noștri vorbesc cu părinții de parcă ar fi legați cu aceleași cireturi. Dragii mei, este, este pericolul în relația cu Dumnezeu. Să, vedim, să devenim prea familiari cu El, să avem impresia că dacă am fost născuți din nou și invitați în familia Dumnezeu suntem tot una cu El noi suntem în devenirea noastră și într-o zi vom fi cu el, ca El pentru că îl vom vedea așa cum este dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu și eu rămân creatura Lui cu alte cuvinte ascultați textul acesta ciudat lucrurile ascunse citiți cu mine Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru Iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru Și lucrurile descoperite sunt ale noastre Știți care e pericolul? Avem impresia că dacă Dumnezeu ne-a descoperit despre sine anumite lucruri Asta e tot ce-i Dumnezeu nu mai este nimic în stânga, nu mai este nimic deasupra, nici jos, nici l-am definit pe Dumnezeu, l-am pus într-o cutie. Ăsta ești, Doamne, și acum ne putem trage de mustăți cu tine. Nu, nu, nu. Lucrurile descoperite sunt ale noastre, lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Să nu uităm cine suntem noi și cine este El. Și dacă nu uităm lucrul acesta, teama de Domnul se va îmbuca, se va împleti cu iubirea de Domnul, respectul, revelența față de, față de El. Dragii mei, nici unul dintre noi nu putem înțelege pe deplin nici ce și nici cum lucrează Dumnezeu. Nici unul dintre noi. Dumnezeu ne dă poruncile Lui, dar noi nu știm efectele poruncilor peste o săptămână, dacă le-am călcat sau dacă le-am împlinit. Nu știm cum operează lucrurile în jurul nostru. Dar ați mi voie să vă duc într-un cu totul alt domeniu. Plăcerea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Da? Plăcerea lui, nu, plăcerea lui Dumnezeu ar trebui să fie dragostea de Dumnezeu. Plăcerea lui Dumnezeu este în ascunderea lucrurilor. Pentru că împărații să le descopere. Dumnezeu ne-a lăsat cu o incredibilă curiozitate. Și nu avem liniște, dragii mei, să nu descoperim ce e în următoarea cameră. Nu avem liniște de felul acesta. Uitați-vă la descoperirile științei în ultimii ani. Dragii mei, ceea ce acum secol nici nu bănuia oamenii, am început să descoperim în toate direcțiile, macro, microcosmos, în realitatea biologică. Știți care e problema? Ori de câte ori am ajuns la colț și am zis, în sfârșit am ajuns perspective incredibile se deschide înaintea noastră și stăm absolut buimaci în fața complexității universului material în care ne-a așezat Dumnezeu. Ascultați-l pe înțeleptul Solomon în Eclesiastul, capitolul 8, versetele 16 și 17. Parcă ar vorbi pentru zilele noastre, în ciuda tuturor descoperirilor științei, dragii mei. Versetul 16. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte. Truda pe care și-o dă omul pe pământ ca să descopere din ce-ai făcută viața, cum a apărut pe pământ. Suntem singuri în univers? Mai există și alte ființe? Câte galaxii or fi? Câte stele or fi? Cum s-au creat toate? Wow, ce cu Ce e în chestia asta? Dragii mei, este o taină întreagă. Uite-te în jucăria asta pe care ne în picioare. Și de ani de zile ne frământăm și avem impresia că o să ajungem, o să realizăm, o să înțelegem. Vesetul 17. Am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla vorbeau trei oameni de știință, doi evrei atei și un creștin. Și toți profesori universitari, știți ce au spus evrei? Au zis, când în sfârșit credem că am înțeles toate lucrarea lui Dumnezeu, dintr-o dată suntem să vedem câte alte lumi se deschid înaintea noastră și ne dăm seama cât de puțin înțelegem și cunoaștem. Și cât de complex este totul în jurul nostru. Dacă iau ultimul verset, doar ca un argument ontologic, care să descrie esența lucrurilor pe Dumnezeu și pe noi, dragii mei, lucrurile sunt mult prea complexe. Și Dumnezeu nu în la întâmplare le-a făcut așa. Și noi ar trebui să ne smerim și să ne umplem de admirație și respect și reverență în fața Creatorului nostru tot ce putem noi descoperi este ce ne este îngăduit să descoperim, dar Dumnezeu este infinit mai mult decât atât. Și? Chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească. Tot nu poate să găsească. Și dați-mi voie să citesc acum tot versetul 29, să închei cu el. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copilor noștri pe vecie și citiți cu voce tare ca să împlinim ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. De ce ne descoperă Dumnezeu lucrurile? În primul rând, ca să avem încredere în El și să călcăm, să trăim în baza legilor și poruncilor Lui nici unul dintre noi nu înțelege pe deplin cum operează aceste legi. De ce atunci când iau o decizie, implicațiile în istorie sunt de un fel, sau când iau o altă decizie, implicațiile în istorie sunt de alt fel. Noi ne jucăm, dragii mei, cu poruncile lui Dumnezeu și copiii noștri beau apă după deciziile noastre. N-am să uit niciodată pe un prieten de-al meu, dragii mei. noi tocmai venim din Timișoara, care în lacrimi mi-a zis, Libertățile părinților ajung vicii la copii. Oare de ce ne spune croiți că are dreapte cu picioarele voastre ca cel ce și căpătează să nu se abate din care, ci mai degrabă să fie vindecat? În Deuteronom 30, Dumnezeu încheie așa, încheierea legământului cu aceste cuvinte. Ți iau ți cerul și pământul martor împotriva voastră. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața cum alegi viața? Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. De aceasta târnă fericirea ta a copilor tăi și lungimea zilelor pe care le vei avea în țară. Ma, care dintre ei au priceput lucrurile acestea? Dragii mei, din păcate, nici măcar Israel n-a înțeles lucrul acesta. Și de aceea versetul 28 s-a împlinit peste, pentru ei. Domnul i-a din țara lor cu mânie, cu urgie cu o mare iuțime și a aruncat într-o altă țară, cum se vede azi. Cum se vede azi. Ce vedeți când vă uitați la ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, lor asta? Câți dintre noi cunoaștem prorociile și depunem o întrebare serioasă, oare ce urmează? Oare încotro se îndreaptă istoria? Și toate astea Dumnezeu le-a anunțat, dragii mei, ni le-a descoperit. Dar noi nu le pricepem, noi nu le pricepem. Oare ce va face Dumnezeu cu poporul lui în zilele noastre? Și despre asta vom vorbi după masă cu ajutorul Domnului. Amin.